Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator. Ia stați, că intrăm repede în pâine unde setările atractorice. Dăm așa frumos repede pe un 5. Nu știu de ce, ce pușca mea face raciul ăla. Așa, vreau să dau rep... Ia zi, bosule, că am ceva în siloz. Stai să mă uit să văd de ce... Ori e wheat. I don't know. Stagnează prețul. Mamă, dar știu că am lăsat și o remorca asta. Așa. Ne cuplăm frumos la remorcușă. Hop. E că nu se distruge. Ce, mă? Da, bun. Wait. Oh, barley, what? Canola. Floarea soarelui. Așa. O duc să vând niște floarea soarelui. Mă, râp. Start. Ia să vedem. Tot tati pană toarnă pumple. Atât 27%. Mamă, ești nebun. Și unde mi-a dat tag? Așa, mergem să vindem repede asta. Așa, ca să vedeți prostia prostiei. Bă, am soil seeds morții măsii și n-am găsit niciun aparat. Deci, efectiv, niciun fucking aparat care să-mi recolteze chestia aia. Dar nu-i problemă. Că bag repede așa pe teren niște canola sau nu, niște fasole, niște ceva sau wheat. Cred că bag wheat. Mai simplu, mai ușor. Așa, ideea e în felul următor. Bă, făcui prostie în off-camera, că am zis bă, până mai trece timp, până nu știu ce. Puii mei, mai farmez aici, mai una alta, să fac și terenurile mele, așa pe off-camera, că-s micuțe. Momentan am 3 terenuri micuțe și 2 sunt muci. Mamă, să-ți bagi 11 km, tată, și patinează. Mamă, ești prost. Și nici n-am avantaj la Railroad Silla West. Bagă pacia. Aia
așa creștem repede un pic vitezul cam. Da, aparent eu, expertul șofer din mine, am luat-o ca să o fac din nou dreapta. Nu. A ia-o mai larg. Așa, o luăm și noi lărguțul. Da, hai, până ne chinuim noi să ajungem cu ăștia 12 la oră, facem așa. Speed run. Plus că o să mergem să vindem peste tot azi. Vindem tot, nu mai avem nimic. Facem bani. Așa, așa am ajuns. Hai să vedem. O, crește, crește. Așa. Și mai crește. Asta nu e în scădere. Dar atunci, hai să ne detașăm. Aici mai stăm o leacă, că sincer e cam puțin per tonă. Așa, ne detașăm frumos. Vreau să mă uit. Așa. E în growing. Bun, și ce vreau eu pe terenul ăsta unde am soil composition. Wheat, fertilizate, needs plowing, needs lime. Bun. Oil seed. Bun, deci 26 ăla. Mergem frumos, luăm Lombardai ăsta. Opa. L-a luat pe amândouă. Că, bă, știți care e faza? Pe lângă că am făcut eu o dandana. Soil seeds-ul ăsta, well seeds-ul ăsta, îmi bag pixul de am cu ce aș angajez un bulangiu și eu mă tirez frumos, fac un leu contract. Bă, ce teren, 21, 17,
Stai, mă. 2016.000. Oho! Și acum Cambreg. Deci dar nu știu de care vrea ăsta. Dar hai că mă uit eu. Borrow equipment. E decent. Pac, pac, pac. Și nu dai și greutate? Nu dă. Așa. Pare cu lichid. Bun, bine că știm. Adică mă rog, bănuiesc. R, jap, paleți, fertilizat tank, buiauana. Deci mai ies. Așa, R. Terenul 5, mamă, dar sus e... Dar dă bine, mă, dă bine, mamă, și mă... Ce profitam eu de aia... Am zis să zic... De aia 18.000 dacă îmi păstram mastodontul... care l-am închiriat ca să-mi fertilizez și eu rahaturile mele mici. Da, logic, Vita mai Barta mai mastodontul. Da, haideți că vedem noi cum ne descurcăm. Băgăm speed. Așa, am ajuns. Yes. X, să unfoldăm bestia asta mică. Sunt curios cât de mare e. Bă, hai că e. Hai ca apare ma puse sa mine. Invers ma. Hai, las asa. Dă-i să tragem și să nu consumăm prea mult. Sper. Hai, băgăm speed la chestia asta.
Așa, am terminat și cu acest contract. Oho, 16.000, perfect. Un alt 18.000. Mă întreb, căcatul ăsta o fi la fel de mare? Nu știu ce să zic. Băi, parcă l-aș face și pe ăsta așa repede. Da, nu știu, îi dau high barrel. Așa ca să cam în procesiune. Dar înainte. Mergem acilea, mai frumos. Oh, shit. Da. Ce ai făcut, mă, așa cum o din? Ai. Să vedeți ce mi-a făcut. X. Da, mă, bine. Pentru un rânduleț aici mic, îl fac și eu, nu angajez așa un fitecine să-mi facă un rând. Da, să-mi faci tot terenul, mai zic și eu. Așa. Pa. Bă, fiarele alea ar merge să le pun nețal. Așa. Luăm semănătoarea. Nu cred că am încadrat eu cum trebuie de mine lăsat așa, nu știu de ce. Știu, frumos. Hai să fie de soi beans. Nu, sau știi ceva? Y. Barley. Hai, mergi să faci? Mergi. Perfect. Stara Imperator 3. 0 chiar. Așa. Bye. Ok. Bye. Bă, da-și că și ăla-i teren mare. Capacitate cam mică pentru lichid. Dar sper că ești mare pentru că pușca mea. Bine, deja știu drumul unde e. Oho, e fâșneț ăsta. Dar sper să aibă arie mare. Că ăsta e cât de cât mai controlat, că e gândit mai bine, știi, nu e ca și remoarcă. A, pula, mamă, mi-a intrat.
Hai, băgăm un speed up până acolo. Și am ajuns. Acum să vedem X. Cât de mare ești tu, doamne? Apa și pe poziții. 3, 2, 1 și pac. Oh, bă, nu e chiar așa măricel. Dar îl făcui 100% cu 2 jumate. Mi-a rămas fertilizator. Mă întreb, mi-l păstrează? Pentru că dacă mi-l păstrează acolo, pac, îl iau când mai închiriez mastodontul la mare. Bineînțeles, îmi fac plinul și cred că, bă, 28.000, când terminăm contractul ăsta, cred că le închiriez din nou. Să-l am acolo pentru mine, că uite, mai un fertilizat, mai un nu știu ce, sau mai bine zis, aștept din nou să apară contractul cu fertilizator, mă duc, îl cumpăr, fertilizez și eu culturile și ăla-i tatăl. Facem profit. Oricum am de gând, dacă tot am închiriat mastodontul la mare, dacă nu e cu, să zic, porumflarea soarelui, nu dau să-mi închirieze și mă duc cu ăla al meu mare, că, bă, cea mai mare gaură de căpățână din aia e de 13,7 metri pentru orice și mă duc cu al meu, știi, și mai fac niște bonuți așa în plus. Dar haide să băgăm și noi un speed up și ăsta cred că e ultimul speed up pe ziua de azi. We'll be right back.
Așa, și am terminat și cu acest minunat teren de fertilizare. 28.000. Terenul 8. Stai mă, complet. Bă, ia stai așa mă, că... Un cacă de mare e mă, 8-ul. Hai de pula mea. Și tu ce zici, dragă, că dai... A, contact. Băi, mă, pești pe tine. 28.000 cu chiștocul ăsta, bă. Mamă. Accept de contract. Da. Așa, am acceptat contractul, dar pentru episodul următor mă duc să iau bibanul mare. 24.000, pa, îl închiriez, mai am aici niște fertilizant și văd că acum mă cheamă lumea pe afară. Așa că... Da, asta e fertilizant. Ce până scrie? Organisice. Dar nu zice dacă e fertilizant sau... A, uite mă, ăsta e fertilizantul, ăsta e de la toxic. Ierbicid. Hai, nu uitați să dați like, share, subscribe, keep the channel alive. Nu uitați, live-uri pe Twitch în fiecare zi, după cum se poate. Puteți să ne arătați o susținere mică și acolo. Avem descriere, avem de toate, tot ce ne trebuie. Bye, bye!